Avocatul Alexandru Bulat spune că o opinie similară a avut și unul dintre cei 5 judecători care au examinat dosarul la Curtea Supremă. Magistratul Ion Arhiliuc a argumentat că Druță trebuie ținut în arest până la o decizie finală, ca să nu comită alte infracțiuni sau să nu influențeze martorii. Dosarul însă a fost trimis la rejudecare, iar Druță e eliberat. Proba principală, deci după cum reiese din dosar, este declarația martorului ocular, care a ajutat la descoperirea cadavrelor, la precizarea locului faptului și care a arătat expres cine a săvârșit infracțiunea și cine a tras din armă de foc. Potrivit avocatului, Druță ar fi dat indicații unui alt interlop pe nume Robert Gârleanu ca acesta să-i omoare pe cei trei tineri din Ialoveni. Gârleanu a fost condamnat la detenție pe viață în România, iar dosarul în care acesta figurează este o parte a celui de învinuire a lui Druță. Avocatul susține că probele care au stat la baza condamnării lui Gârleanu sunt aceleași care figurează și în dosarul lui Druță. Acolo deja este decizie. Deja persoana se află în detenție și nimeni nu are de gând să o elibereze. Pe când la noi vedem că persoana a ieșit liber prin decizia Curții Supreme. În 2013, Druță a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru complicitate la crima din anul 2000, când trei tineri au fost împușcați, iar cadavrele au fost arse și îngropate într-o pădure. Corpurile neînsuflețite au fost găsite după 8 ani, când unul dintre martori a povestit despre cele întâmplate. De atunci și până acum nu există o decizie finală în acest dosar. Ion Druță a fost reținut din nou acum 7 zile la Chișinău în urma unei operațiuni a Inspectoratului Național de Investigații Procuraturii Generale și SIS. El este suspectat de trafic de arme și este cercetat în stare de arest.